În ceea ce ține de numirea directorului Moldova Gas, am auzit, am văzut unele declarații. Eu vreau ca să cunoașteți foarte clar și poziția mea și care este procedura. Președintele țării nu are atribuții în ceea ce ține de numirea unor directori la întreprinderi de stat sau întreprinderi strategice, cu atât mai mult private, cu capital majoritar privat, în Republica Moldova. Mai mult ca atât. Eu știu că parcursul ultimilor an, doi, au fost mai multe încercări de a numi un director la Moldova Gas. Eu nu vreau să dau calificative referitor la competențele profesioniste. Însă eu personal nu aș accepta, dacă ar fi de competența mea, nu aș accepta nicio candidatură propusă de Ministerul Economiei. Pentru că eu consider că cei care sunt la guvernare acum, în mare măsură, vor încerca să promoveze candidaturi care ar face jocul lor. Deci poziția mea este că eu nu sunt de acord nici cu o candidatură. Dar aceasta nu ține de atribuțiile președintelui. Guvernul Republicii Moldova propune și împreună cu partenerii săi din întreprindere, cei care au 50% plus un vot, trebuie să ia decizie.